Printre vaccinați se numără personal medico-sanitar care deservește unitatea de primiri urgențe, secțiile ATI și boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Râmnicu-Vâlcea, precum și angajații Serviciului de Ambulanță Vâlcea. Pentru a da un exemplu, printre primii vâlceni care s-au vaccinat s-au numărat managerii celor două instituții. În prima fază a campaniei de vaccinare anti-COVID-19 s-au programat pentru imunizare mai puțin de jumătate dintre angajații Spitalului Județean din Râmnicu-Vâlcea, respectiv 750 de persoane și aproximativ 60% dintre ambulanțierii din Vâlcea. În total, la nivelul întregului județ, sunt de acord să se vaccineze aproximativ 3800 de angajați din sistemul public de sănătate. Sper ca ușor, ușor lumea să înțeleagă că este singura noastră șansă să scăpăm de acest virus și imunizarea trebuie să desfășoare într-un ritm normal. Eu cred că numărul va crește. Noi am făcut liste cu cei care și-au dat acordul. Câți? Cred că sunt peste 60% din personal. Și astăzi este prima zi de vaccinare pentru ei? Este prima zi de vaccinare și pentru Serviciul Județean de Ambulanță Vâlcea. Noi avem în jur de 3800 de cadre medicale care au estimat, pe care am estimat că le vom vaccina în prima perioadă. 17 centre de vaccinare anticovid urmează să fie amenajate în Vâlcea pentru locuitorii celor 89 de comune și orașe din județ. Alte 5 funcționează în prezent în cadrul spitalelor din județ. Personalul medico-sanitar din Vâlcea care vrea să se vaccineze trebuie să se înscrie pe o platformă online ori să se programeze prin intermediul call center-ului care funcționează în cadrul Direcției de Sănătate Publică.